Surzii sunt adesea mult mai direcți. Faptul că limba semnelor e una manuală și facială și corporală, cu multă mișcare, poate fi percepută de unele persoane ca un semn de agresivitate. Dacă aș fi acum, de exemplu, o firmă care am un anunț de angajare pentru și aș vrea să angajez persoane surde, ce aș face eu ar fi să fac un video în limba semnelor. În momentul în care angajăm, e nevoie să investim aici poate un pic mai mult în prezentarea și în explicarea unor concepte care poate nouă ni se par de bază. Dacă se investește la început mai mult în angajarea unei persoane surde, care să o avem ca bază, ulterior, persoana respectivă poate funcționa și ca interpret, și ca instructor, să zic, pentru ceilalți colegi surzi. Este obligatoriu, din punctul meu de vedere și din punct de vedere legal, să avem un interpret în momentul în care se semnează un contract. Nu avem un act normativ care să permită angajarea asistată, adică să fie susținut și salariul celui care însoțește persoana cu dizabilități care are nevoie de însoțitor. Persoanele cu deficiență de auz, dar eu aș spune toate persoanele cu dizabilități, au remanență mică la locul de muncă. Noi am început cu pași mici și cu pași mici pentru noi înseamnă câte o persoană. La un moment dat aveam la 16.000 de angajați, aveam 30 de angajați surzi. Ceea ce ni s-a părut, da, a fost destul de mult efort pentru fiecare dintre ei. Pe fiecare persoană cu dizabilități noi am luat-o în parte. Nu a fost la grămadă, nu a fost un grup de persoane cu dizabilități, n-a fost un ONG care ne-a furnizat. Să cereți părerea, cred că Simona a menționat de mai multe ori, să cereți părerea celor care sunt cu dizabilitatea respectivă, implicații în luarea de decizii, în planificarea de strategii, să fie acolo cu voi. Există insule de normalitate, ca să zic așa, sau de bune practici și de succes în angajarea persoanelor surde. Thank you.